Vă salut! Băi, astăzi mergem la livadă. O spun eu de ce. Uite, se vede aici în spate, am un colet mare. Mare, nu chiar mare așa, dar pare. Băi, eu n-am WC-ul acolo la livadă. Am avut și eu nevoie să mă duc la WC-ul. Am fugit pe câmpuri de alea pe acolo. Nu, tata, m-a ratat. Zic, ia uite, băi, eu n-am WC-ul aici, gata, mă, facem WC-ul. Și trebuie să-mi fac WC-ul și zic, bă, ce WC-ul să fac eu acum? Că să cumpăr OSB-ul, lemne, să stau, să... Ia, stai-mă așa, zic, m-am uitat pe internet. Și am văzut WC-ul ecologic. Ia dă-l încoace, mă, cât e? Și ieftin. 150 de lei? Gata, tata, am dat comandă și uite la ce. Treaba e că zice că e dintr-o prelată așa, nu știu cum. O prelată așa, dintr-un cort așa, știi? Eu știu ce WC-ul e, poate bate vântul, rămâi în fundul gol cu ăsta. Eu mi-am dat seama, e prelată, e cum e cortul. Deci dacă e o vijelie mai tare, zboară WC-ul până sat pe acolo. Dar nu-l las așa, l-am corez eu. Am niște sârmă acolo și lec cu sârmă cu ceva. Păi dacă e ca cum e un cort, îți dai seama, la o vijelie, zboară ăla pe sus, ca parașuta. Hai să vedem ce e, că nu l-am desfăcut, e în cutia aia acolo. Mergem la livada acolo, pregătim terenul. Am luat două scânduri, în altă zi am luat. Am tăiat așa la un metru. Să pun două scânduri acolo jos. Un veciu așa mai improvizat, așa cum să zic. Și plus de asta, am plecat pregătit, am găleata la mine. Am luat un bidon de api total. Și 10 litri de apă. Să fac o găleată de sirop de 20 și nu știu cât intră în găleata aia, 20 ceva de litri. Să le pun la toți câte o punguliță de sirop a doua oară. Deci gata, merg pe api total acum. O să vedeți voi ce ouă de la api total ăsta. Că, băi, am avut și eu pe internetul ăla, să știți că am urechea bună. Zice că dacă nu stimulezi cu nu știu ce sirop din zahăr, de nu știu ce, nu ouă, Regina, nu-i minciuni. Uite, eu o să dau api total. O să vă arăt bidonul, că e sigilat. Știți că la mine vedeți așa totul, practic, da? Vă arăt bidonul că e sigilat, în fața voastră fac siropul, mă, ce să mai, mai mult dată ce mai vreți. Ca să nu ziceți că pune Costin acolo altceva, sau știi? Nu, tată. Apă și api total. Acum să văd, nu l-aș face unul la unul. Pun mai puțin apă și mai mult sirop, cum ar veni. Și de la poetul ăla bagă, de la siropul ăla bagă poet. O să vedeți ce poet bagă, de la api total. Păi nu-i proba de mine, nu știu. Băi, mie asta mi-a plăcut în viața asta, practica, mă. Știți cum se zice, bă, teoria ca teoria, dar practica te omoară. Gata, v-am lăsat. Ne vedem la livadă. La livada cu Albin. Uite cam așa. Deja apare apa acolo, ca să vă dați seama ce apa am eu aici, în pământul ăsta. Deci, n-a fost ploi multe, dar totuși s-a strâns apa. Deci cam așa, știți cum e la mine, mai provizoriu așa. Am avut și un stâlp de ăsta de beton, am pus aici, aici două blăni. Și uite așa, asta e. Deci eu aici, provizoriu așa. Mai pe ieftineală. Ia să vedem ce am cumpărat aici. Ia să vedem ce am cumpărat. Fragil, deschideți cu grijă. Ei, na. Ia să vedem ce am cumpărat. Se vede acum. Uite, m-am tăiat. Am tăiat cu cutterul și asta am tăiat-o. Ia să văd.
Deci, am ancorat, bă, să nu râdeți. Să nu râdeți de mine, uite, să vedeți sârma, uite, 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 uite. Păi îmi lua pe ce om, mă zbura până sat pe aici, de... mă dădea la știri. Deci am ancorat, uite, pe fiecare colț, așa. Aici l-am legat de gard, în partea aia, așa. Și asta e WC-ul ecologic, mă. Uite. La o vijelie, cred că zboară cu tot cu sârme. Deci dacă veniți la mine, aveți WC-ul, să nu ziceți că vă trimit în, în pădure. Păi pădurea e tocmai acolo, mă. Cine se duce până acolo? Și înăuntru, uite, cam așa. Nu l-am folosit, să știți. Nu-i folosit, dar uite, deja... Nu știu, mă, nu înțeleg. E atâta apă în pământ, uite, s-a strâns apa aici. Am luat și eu, uite, blana asta groasă, așa. Da, ăsta e WC-ul la stupid. Bă, nu se vede până el că mai are ceva pe aici, o, nu știu cum să zic. Așa și strică fermă, ce? Hai, te mergi. Ia. E, avem și noi vece. Băi, acum trebuie să fac siropul. Hai să vă arăt cum fac siropul. Am văzut că deja mi-a pus întrebări. Cum le dai siropul? Ce le dai? Hai să vă arăt ce le dau. Deci. Siropul ăsta care îl dau eu acum este special pentru a depune puiet. Am aici o găleată. Așa. Așa. Deci punem aici apă întâi. Galeta asta are vreo 20 de litri. Ce avem noi aici? Api total. Api total de la Dulcofruct. Deci, vorbea unii pe internetul ăsta, zicea că Albina se duce la Rumeguș ca să-și ia minerale. Păi n-am eu aici, mă, toate mineralele. Băi, care vrea să citească aici? Păi găsim aici, uite, toate vitamine, minerale, aminoacizi. Care vrea să citească? Pe produsul ăsta îl găsiți pe internet. Are cărticica aici tot ce conține, tată. Ia uitați-vă ce aici. Da? Auzi, să pun Rumeguș la Albine sau eu știu ce, ca să-și ia minerale de acolo. Pe aici e pus, uite, B1, B2, B6, B12. Calciu, magneziu, fier, toate cele. Da? Adică să-mi crească un puiet sănătos. Uite așa. Punem aici. Care are miere și vrea să le dea miere, să le dea miere. Eu n-am nimic, eu arăt ce fac eu. O să zică cineva, pe nu e mai bună mierea? Păi e mai bună mierea, eu nu zic că nu e mai bună. Dați-le miere, frate. Mi-a mai zis mie un client, zice că, dar de ce le dai sirop la Albine? Păi zic, cum mă, doamnă, zic, dacă eu creșteam vaca acum, ar trebui să nu mai iau laptele, laptele să-l dau la vițel. Asta e, omul asta face. La vacă îi luăm laptele, la albina îi luăm mierea, la pește îi luăm icrele, la găină îi luăm ouăle ca să nu mai facă pui. Și uite așa, noi furăm. Furăm tot. Ia. Cum fac eu acum să... Plătesc asta puțin.
care vrea să dea la Albina miere de salcâm, să-i dea de salcâm. Eu siropul ăsta care îl dau ca să crească pui. Deci ăsta nu ajunge în miere. Niciodată. Vedeți? Eu dau acum la aproape 40 de stup, 20 de litri. Împărțiți voi să vedeți cât vine. Câteva sute de grame. Bine că aia care sunt pe o ramă, două, nici nu le pun, cred că n-am cum să le pun la aia. De exemplu, acum care o să facă un ceai, în loc de apa asta care am pus-o eu, se facă un ceai, ar fi mai bine. Așa. Și o să pun la pungulițe. Câte 400 de grame, așa. Ia uite cum avem. Ia uite acest. Îți place, mamă? Îți place? E bun, mamă, e bun. O vedeți? Ia uite. Uite cum avem. Cum a simțit ea că fac eu sirop aici? Uite. Frumușicu, ce faci, mamă, tu aici? E bun, mamă, te duci le anunți pe toate acum? Ca să vină aici peste mine? Te duci le anunți?
să le pun pe astea. Ca să opresc și filmarea după aia. Hai să le punem aici. Așa, hai să o luăm de la primul de aici. Ia să vedem. Ce turtă mai are aici? Eu le dau pe jos pungile, de la urmă le aduc. Asta e a doua pungă care le pun și l-am mai pus o dată. Fiți la o săptămână. Toate că ele a luat-o mai repede, la 3 zile era goală. Uite așa.
Bun, cam asta e, deci n-are rost să stau să arăt la fiecare. Asta le strâng la urmă, după ce termin. Am siropul acolo, să-l pun. Cam asta e activitatea. Uitam că peste câteva zile se anunță cald. Da, cam atât. Ecologic, așa zic. Deci ecologic. Bun. Sănătate și numai bine.